La liceul Tudor Vianu ar putea apărea până la sfârșitul acestui an un nou tip de catalog, catalogul electronic. Acesta oferă o serie de avantaje, în special în ceea ce privește evidențierea și transmiterea către părinți a situației absențelor și notelor elevilor. În primul rând, transmiterea de date în timp real către părinți. Este vorba de, în primul rând, de situația absențelor. Părinții pot afla din oră în oră dacă elevul a fost prezent la oră sau nu. De asemenea, pot afla notele pe care le-a luat copilul în ziua respectivă, pot să primească rapoarte săptămânale sau zilnice sau lunare. Deci, în primul rând, este un avantaj pentru părinte, pentru că cunoaște situația copilului la fiecare moment al zilei. Există totuși mici dezavantaje. Catalogul electronic nu va înlocui catalogul clasic, acesta fiind în continuare obligatoriu. Pot să spun totuși că ar fi și mici dezavantaje, în sensul că este un volum de muncă în plus pentru profesor, pentru că pe lângă catalogul electronic trebuie să păstrăm încă acel catalog în formă tipărită. Un dezavantaj pentru părinții care sunt din zone mai îndepărtate, din zonele rurale. E posibil ca nu toți să aibă un telefon mobil, mai vorbim de accesul la internet, dar să sperăm că va fi un succes. Dacă elevii nu sunt prea încântați de acest sistem, părinții care au fost consultați pe acest subiect sunt de acord. Am prezentat oferta în ședința cu părinții pe școală, ședința cu părinții care a avut loc în urmă cu 2 zile. Reprezentanții părinților în această ședință s-au declarat încântați. Rămâne să vedem dacă la clase ideea va fi acceptată și dacă până la sfârșitul lunii decembrie putem să aplicăm catalogul electronic. Aplicația utilizată în acest sistem înseamnă că părinții vor avea permanent, la orice oră a zilei, informații aproape în timp real despre situația copiilor lor. Aceasta înseamnă că părinții vor primi prin SMS și prin e-mail fiecare absență și fiecare notă, dar sunt și avantaje pentru profesori. Aceștia vor putea încheia mai ușor mediile elevilor și în același timp se vor putea face raportări mult mai rapid în legătură cu situația școlară.